Aeroportul din Tulcea a trecut în ultimii ani prin lucrări de modernizare pentru împlinirea standardelor impuse de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației. Cu toate acestea, este aproape pustiu. Aeroportul Delta Dunării a fost inclus într-un proiect amplu de dezvoltare. Ultimul contract de modernizare a fost în valoare de 180 de milioane de lei, iar acesta viza realizarea unui nou terminal de pasageri modern și acces la facilități pentru aeronave conform standardelor europene. Cu toate acestea, infrastructura aeriană a fost utilizată de avioane de mici dimensiuni, deoarece nu existau curse regulate, iar pasagerii erau puțini. În ultimii 2 ani, aeroportul a înregistrat doar 300 de călători. Întreaga construcție are o suprafață de 32.000 de metri pătrați, 3 nivele și o capacitate minimă de procesare de 3,5 milioane de pasageri pe an. Este al doilea ca mărime din România, iar proiectul a inclus construirea unei parcări cu 600 de locuri și a unui parc fotovoltaic.